Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 18 decembrie pentru semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Eu încă am o ureche înfundată și vorbesc și mă aud așa de rău. Dar asta e, mergem înainte, trecem peste. Pentru cei care nu s-au înscris la canalul meu, vă sfătuiesc să o faceți, este gratis, nu costă nimic, doar apăsăm pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui eu pe parcurs. Și bineînțeles să-mi dați un like dacă vă face plăcere, pentru mine înseamnă foarte mult. Zodia Berbec. Vă veți distra astăzi cu prietenii, veți ieși cu prietenii, vă veți întâlni cu prietenii, veți uita un pic de anumite probleme. Vă veți relaxa, văd foarte multe emoții, văd că veți face foarte multă mișcare, da? Acțiune, energie, competiție, veți fi în competiție cu un prieten sau prieteni, veți dori să mergeți undeva departe, de ce nu? Și văd o persoană, veți intra în contact cu o persoană umilă, o persoană sinceră, simplă, de obicei o persoană onestă, cu sentimente adevărate în ce vă privește, o persoană de încredere, onestă, modestă, are sentimente sincere în ce vă privește. Haideți să vedem și îngerii. Să fii onest cu tine însuți. Ascultă-ți inima și vei cunoaște adevărul în ce privește această situație. Este sigur pentru tine să accepți adevărul ție însuți, pentru că noi te vom ghida și te vom susține în orice schimbare necesară. Ai încredere în noi și pentru a avea curajul și forța să ai grijă de tine însuți. Concentrează-te în ce privește dorințele tale autentice și vei vedea că se vor realiza cu ajutorul îngerilor. Oamenii mei dragi, e nevoie să fiți un pic și onești cu voi înșivă. Da, pentru că văd că veți fi un pic rigizi sau veți încerca să vă protejați, poate simt un pic de insiguranță sau vulnerabilitate. Aveți încredere în îngeri, da? Pentru că ei vă vor sta alături și concentrați-vă pe ceea ce doriți dumneavoastră și veți vedea că se va realiza. Aveți mai multă... cum să spun eu, grijă de voi înșivă, da? Și văd că e posibil să vă fie frică să comunicați. Văd că aici comunicarea este un pic blocată. Eu v-aș sfătui să încercați să fiți mai sinceri cu voi înșivă, da? Și să vedeți ceea ce doriți cu adevărat, ceea ce vreți cu adevărat. Și să încercați să spuneți ceea ce doriți cu adevărat. Ascultați-vă inima pentru a cunoaște adevărul în ce privește o situație anume. Și dacă voi veți avea încredere în îngeri pentru a vă da curajul și forța să aveți mai multă grijă de voi. Haideți să vedem îngerii pentru Zodia Berbec. Spune să urmăriți fluxul. Lasă în urmă nevoia de a controla. Da, pentru că vă văd un pic cam rigizi aici. Vulnerabil. Cu mai puțină, nu aveți prea multă încredere. Dar spune să vă lăsați, să vă relaxați, să fiți elastici. Să nu mai controlați, lăsați controlul și să aveți încredere în... timpul corect, da? Să aveți încredere că totul se va întâmpla la timpul oportun, la timpul care Universul și Divinitatea cred că este cel mai bun. Lăsați să se întâmple lucrurile de la sine, să nu forțați lucrurile, să nu mai controlați, pentru că vă faceți rău la sănătate. Da, dumneavoastră, dacă veți fi rigizi, automat și sistemul dumneavoastră nervos va face acest lucru. Și automat va face rău la musculatură, la sistemul nervos, poate chiar și la coloana vertebrală, probleme cu spatele, etc. Știu pentru că spun din propria experiență.
Pentru că rigiditatea nu duce la nimic bun și după aia noi nu ne dăm seama, nu vă dați seama pe moment, dar după aia când încep să vă doară, după aia realizați și vă gândiți de ce. Și dacă veți fi atenți în momentul respectiv, vă veți da seama că dumneavoastră sunteți rigizi și vă veți simți singur unde veți duce, unde sunteți cei mai sensibili în ce privește corpul dumneavoastră fizic și acolo vă doare. Trebuie doar să fiți prezenți să vedeți acest lucru. Eu am văzut lucrul ăsta, fără să-mi dau seama. Dar dacă suntem prezenți, după aia ne dăm seama de ce avem dureri în locul acela. Din cauza rigidității. Da? Deci trebuie să ne relaxăm, să fim elastici, să primim, să acceptăm. Nu putem face nimic, nu putem schimba nimic. Așa că lăsați să fie de la sine. Trebuie să fim recunoscători pentru ceea ce avem și să avem încredere în Dumnezeu și în speranță. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și vă aștept la următoarea etalare, la etalarea zilnică, ca de obicei. Vă doresc multă sănătate. Numai bine, la revedere! Pentru Zodia Leu. Zodia Leu în această zi îmi spune că e nevoie de prudență, de înțelepciune, de atenție, de reflecție, da? Este aici o femeie în vârstă care nu mai există printre voi, care încearcă să vă stea alături, să vă dea semnale că trebuie să fiți atenți. Ori e posibil în ce privește o bunică de-a dumneavoastră, da? Când ați fost mici, vă proteja. Sau să ascultați sfatul unei persoane mai în vârstă. Sau să aveți grijă de copiii dumneavoastră. În această zi îmi spune că e nevoie să fiți mai atenți. Da? Să urmați sfaturile acestei femei în vârstă, să reflectați în ce privește deciziile. Văd că vă veți simți singuri și veți reflecta foarte multă malinconie și nostalgie în ce privește acest trecut. Da? Dar văd că veți avea parte și de bucurii, da? Veți avea și parte și de satisfacții, emoții plăcute, vedeți aceste inimioare, dragoste, afect, veți primi aceste lucruri în această zi. Deci nu este totul pierdut. Veți începe ziua mai nostalgici, dar veți termina ziua într-un mod plăcut, alături de copii, dacă aveți, dacă nu nepoți, sau sentimente de iubire, de dragoste. Haideți să vedem și ce spun îngerii pentru Zodia Leu, familie, da? Deci, cum spuneam înainte, veți avea parte și de momente frumoase. Această situație spune că are rădăcini într-o experiență emotivă care ai trecut-o sau ai trăit-o cu un membru familiei tale. Deci, dacă veți avea parte de anumite lucruri din trecutul dumneavoastră sau în prezent trăiți anumite lucruri, care se vede că aveți anumite răni din trecutul dumneavoastră care nu le-ați vindecat. Și aceste lucruri se repetă, pentru că dacă nu le vindecați, ele se tot repetă. Asta înseamnă că trebuie să le vedeți, să le conștientizați, da? Pentru a fi vindecate, pentru a nu se repeta ca un cerc vicios. Dacă se întâmplă ceva în momentul prezent, care s-a mai întâmplat în trecutul dumneavoastră, e pentru că trebuie să le vindecați. De aceea se tot repetă aceste lucruri, pentru a fi vindecate și a nu bloca, a opri acest cerc vicios, a nu se mai repeta. Zice că noi putem să te ajutăm să înțelegi și să o vindeci. La nivel mental și emotiv, să te imaginezi înconjurat pe tine însuți și persoana din această experiență cu o lumină albastră, deschis, ca un efect calmant și să chemi în jurul vostru îngerii. Deschide-te donurilor care te vor ajuta în această situație pentru a-ți aduce pace. Se vede că în familia dumneavoastră în această zi va trebui să cereți îngerilor să aducă pace, să vindece aceste răni, da? Să vă imaginați că sunteți înconjurat pe dumneavoastră și familia dumneavoastră sau persoana respectivă cu care veți intra în contact astăzi, care vă va duce această dezamăgire, o lumină azur, adică un albastru foarte deschis ca și cerul.
ca să aibă un efect calmant. Și chemați îngerii, chemați-i pentru a vă ajuta să aducă pace între voi. Haideți să vedem și îngerul dumneavoastră pentru zodia Leu. Spune să vă deschideți inima la bucuria Universului, că lumea este plină de lucruri frumoase și una dintre acestea ești chiar tu. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și noi ne vedem la următoarea etalare. V-am pupat, numai bine, la revedere! Voi continua cu zodia Săgetător. Haideți să vedem. Zodia Săgetător. Wow! Văd că vă veți întoarce într-un loc din trecutul dumneavoastră sau veți face veți face pace cu o persoană din trecutul dumneavoastră sau vă veți reuni cu familia dumneavoastră. Văd că vă veți întoarce sau ceva se va întoarce, o reuniune cu cineva anume, o clarificare, da? Veți face o clarificare cu cineva din trecutul dumneavoastră, un acord, se va face justiție, se va face un echilibru, o armonie. Și văd că veți avea foarte multă energie în această zi, să faceți un drum, să plecați la un drum. Văd foarte multă energie, decizie, acțiune, să rezolvați anumite probleme, să depășiți anumite obstacole. În ce privește o căsătorie sau o relație, un cuplu, va avea un rol important în viața dumneavoastră. Văd că veți avea parte de avantaje în ce privește acest cuplu, da? Văd că veți colabora cu o persoană anume și văd că veți atrage avantaje în ce privește această persoană. Pentru alții dintre voi sunteți vă veți întoarce în trecutul dumneavoastră și la o persoană sau la o situație sau la o familie unde veți face pace, unde se va face un echilibru, o justiție, se va face justiție, o clarificare și veți depăși anumite probleme. Da? Văd că e posibil să vă căsătoriți astăzi sau relația dumneavoastră să treacă la un alt nivel. Wow! Și îngerii vă vor trimite semnale. Să notați aceste semnale. Zice, da, semnale care tu le primești sunt trimise din cer. Noi lăsăm să cadă pene, monede și alte semne în ce privește strada ta pentru a-ți aduce aminte că ești iubit și că nu ești mai singur. Poate în această zi veți primi și pot veni în vizite un cuplu, poate veni în vizite la dumneavoastră un cuplu, da? Un cuplu căsătorit, de ce nu? De la drum, în trecutul dumneavoastră, din trecutul dumneavoastră. Haideți să vedem zodia Săgetător, îngerul vostru custode. Să îmbrățișați semnalele care Universul ți le trimite pentru a te pune în gardă. Da? Deci vei primite semnale, vei primi semnale în această zi. Universul vrea să vă pună în gardă. În gardă și zice că vei primi de 2 ore, zice că vei primi semnale. Deci să fiți pe fază în această zi, da? Vor să vă arate că nu sunteți singuri. Îngerii vă stau aproape. Aveți protecție divină. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți. Apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui și, bineînțeles, să-mi dați un like. Mi-ar face multă plăcere. Doamne ajută tuturor, Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii, v-am pupat o zi cât mai frumoasă. La revedere, sănătate!